Salutare și bine ați venit! Astăzi vom vedea cât de simplu este să curățăm plafonul unei mașini. Sper că se poate observa pe cameră. Aici, aici. Da. Sunt destul de multe pete. Iar noi îl vom curăța în siguranță, fără niciun fel de emoție. Hai să începem! Deci pentru curățarea plafonului vom avea nevoie de o lavetă cu care vom agita murdăria, o lavetă cu care vom șterge murdăria, o pensulă și curățitorul nostru, în cazul acesta, All Purpose Cleaner de la Meguiar's. O să încercăm să curățăm această pată, care este foarte pronunțată. În mod normal, este de ajuns doar să pulverizăm soluția pe laveta din microfibre și să frecăm zona afectată. În cazul în care pata nu se va curăța doar cu laveta, folosim pensula și agităm ușor murdăria. Da, nu există niciun fel de pericol, plafonul nu se va dezlipi. Doar pentru că îl agităm cu această pensulă sau cu laveta din microfibră. Da? Plafonul se va dezlipi doar în cazul în care este un plafon vechi sau folosim o pensulă sau o perie prea dură. Da? Dacă folosim destul de murdară. După cum se poate vedea, pata în mare parte s-a curățat. Vom proceda la fel și cu restul plafonului. Dacă aceste informații vă sunt de folos, aș fi recunoscător dacă ați lua în considerare să apăsați butonul de subscribe. Asta a fost tot și pentru astăzi. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!